La baza celebrei opere a lui Puccini, Boema, stă un roman francez scris de Henri Murger, Scene din viața de Boem, care a fost transformat într-o piesă de teatru și apoi a fost adaptat de către Puccini. Vorbim despre inspirație din surse reale. Toate personajele sunt inspirate din artiști pe care i-a întâlnit prin cafenele, scriitori, pictori, tot felul de asemenea oameni caracterizați prin creativitate, iar termenul boem provine tot din franceză, bohemien, se referea la gitanii veniți prin Boemia. În filmul Basquiat vorbim despre primul artist de culoare care a cunoscut succesul. El locuia într-o cocioabă, a fost descoperit, dar a murit la 27 de ani. Oricum, un tablou de al său s-a vândut în 1998 cu 3 milioane de dolari.